Dumnezeu s-a făcut purtător de trup pentru ca omul să poată deveni purtător de Duhul Sfânt. Sunt cuvintele Sfântului Atanasie cel Mare despre taina umanizării Fiului lui Dumnezeu și cea a îndumnezeirii omului. Suntem în joia săptămânii a 18-a după pogorârea Duhului Sfânt și facem astăzi pomenire Sfântului Mucenic Pafnutie Egipteanul, fiicei sale, preacuvioasei Eufrosina, Sfinților Mucenici Pavel și Tasis cu fiii lor și Sfântului Părintelui nostru Serghie de Radonej, făcătorul de minuni și ocrotitorul Rusiei. Tipicul zilnic rânduiește pentru astăzi lectură din Evanghelia după redacția Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 4, versetele 16 cu 22, fragment pe care vi-l propunem spre audiție. Și a venit în Nazaret, unde fusese crescut și după obiceiul său a intrat în ziua sâmbetei în sinagogă și s-a sculat să citească. Și i s-a dat cartea prorocului Isaia și, deschizând el cartea, a găsit locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru care m-a uns să binevestesc săracilor, m-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima, să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea, să slobozesc pe cei apăsați și să vestesc anul plăcut Domnului. Și închizând cartea și dând-o slujitorului, a șezut, iar ochii tuturor erau ațintiți asupra lui. Și el a început a zice către ei: astăzi s-a împlinit scriptura aceasta în urechile voastre. Și toți îl încuviințau și se mirau de cuvintele harului care ieșeau din gura lui și ziceau: nu este oare acesta fiul lui Iosif? Domnul Hristos a făcut cunoscută învățătura sa în sinagoga din Nazaret bătrânilor înțelepți, conducătorilor iudei, dar și oamenilor simpli. Nu întâmplător, el a citit un text din cartea profetului Isaia, care a fost ca o prefațare a misiunii sale. El a venit în această lume să binevestească săracilor, să vindece pe cei bolnavi, să propovăduiască celor robiți eliberarea, să redea celor orbi vederea, să elibereze pe cei asupriți, iar pe toți să izbăvească de păcat. În misiunea de propovăduire a Evangheliei sale, Domnul Hristos a fost cel care a slujit, cel care a oferit dragoste, cel care s-a smerit. Toate cele săvârșite de Mântuitorul au plecat din dragostea pe care Dumnezeu o are față de lume. Cele rostite și săvârșite de Fiul lui Dumnezeu se adresează nu doar celor din Nazaret, ci fiecăruia dintre noi. Prin biserica sa, el continuă să predice, să vindece și să sfințească. Biserica face din cuvântul Scripturii o punte către...